Ei, poftim, dacă e problemă, nu mai am nici partenere. Dar nu pot fi supărat, că e bal și e păcat. Voi pleca acum pe dată să găsesc o altă fată. Și frumoasă și deșteaptă, la la publica să placă. Dar, băiete, stai puțin, că pot și eu să prezint. Vrei să vezi? Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, stimați invitați, tocmai ați urmărit valsul claselor a 12-a, coordonat de doamna profesoară Simpalea Steluță. Aplauze! Și să nu mai pierdem timpul, hai mai bine să anunțăm că e balul școlii noastre. Apropo, sunt Oana. Iar eu sunt Rax. Și împreună noi vă spunem... Bună seara, doamnelor și domnilor! Stimați profesori, jurați și mulți așteptați noștri boboci. Cum bine știm, toamna se numără boboci și astăzi este momentul prietenic să o facem. Azi vom vedea câți boboci am strâns anul acesta în Liceul Tehnologic Ion Baru. Vai, ce mai carababură! Să uităm ce important! Dar îndată vă vom spune cine în juriu a intrat. Doamna director, profesor Cârjaliu Mihaela.
Adriana. Zodia Leu, îi place să danseze și să cântăm, urește minciuna. Stănescu Cosmin este un scorpion veritabil, îi place basketul, îi place americani. Aplauze pentru perechea numărul 1. Perechea numărul 2. Șerban Doinița Ana Maria. Este un zodia rat, îi place să cânte, să danseze, să facă sport. Îi place să cânte, să cânte, să fie construiesc. Inu Florin Cristinel, zodia lor, îi place pe insule, pe boxul și repul. Îi place nota 4 și se supără atunci când greșește. Aplauze! Perechea numărul 3. Doctor Cătălina Adriana. Este zodia perfect. De aceea că vizurile pe care se practică, să danseze, să iasă în oraș cu prieteni. Îi plac vârfele. Așa la Marian este ca pricol, are ca pasiune, handball, dansul și plimbările. Nu-i place să meargă la școală. Aplauze! Perechea numărul 4. Curculea Mădălina. Este în zodia vărsător, este pasionată de dans și adoră să se plimbe în mijlocul naturii. Îi place să fie constrânsă. Dinu Andrei Aurel este un rat autentic, îi place fotbalul și să meargă în club. Nu îi place să îi spună Aurel și se ferește de conflicte. Să-i aplaudăm! Perechea numărul 5. Pavel Alexandra, zodia fecioară, îi place să se distreze și urește certurile. Olteanu Liviu este în zodia vărsătorului, îi place să se distreze în grup, să se joace la calculator și să asculte muzică. Nu-i place să fie stresat. Aplauze! Fiind un bal la mijloc, trebuie tratat ca atare. Sunt total de acord cu tine, deci numai trebuie să existe dans. Dacă e bal, dans să fie. Urmează acum un dans incendiar, latino. Să-i aplaudăm! Oh,
contează ce spune juriul nostru, nu? Reprezentanți s-au prezentat, dar să vedem cum și-au pregătit temele pentru astăzi. Urmează proba tema de acasă. Concurs de cultură generală, amuzantă, îi vor scoate la tablă pe boboci elevii clasei a 12-a de. Haideți, boboci! Încurajați! Prima întrebare. Câte zile de naștere are un om la 20 de ani? O dată, cu doar o dată se naște. Corect, să-i aplaudăm! Cine l-a bătut prima oară pe Ștefan cel Mare? Sau bunica? Corect. Cine nu răsare din semințe? Corect. Cine este omul în fața căruia toți bărbații scot pălăria? Mizerul. Felicitări! Cine are pene și nu zboară? Costelica. Care an durează numai o zi? Anul nou. Bine, felicitări. Să vedem acum. Ce face vaca în timp ce stă la soare? Nu? Brunează. Am știut-o. Perechea numărul 1 conduce. Hai mai repede, vă rog frumos. S-a rupt în fia. Mai repede, perechea numărul 2. Mulțumim pentru acest moment.
aveți voi. Sexy and I know it.
Faceți liniște, vă rog! Thank you.
Yeah.
Cosmin de la Nova Force, Oriflame, Avon Cosmetics. Thank you.
mesajul. Aplauze! Thank you.
să-i aplaudăm.